elevii claselor a doua A, a doua B, a doua E și a doua F de la școala gimnazială Mihai Eminescu din Zalău au pregătit de 8 martie un mărțișor special pentru mamele lor. Cântece, poezii, urări frumoase și sincere, dar și produse cosmetice pe bază de lavandă. Activitatea copiilor a fost coordonată de doamnele învățătoare Cosmina Fărcaș, Corina Crăciunaș, Alexandra Modi și Gabriela Seicheli. Apăsăm bine, umplem să fie, să aibă puțin vârf, da? Apăsăm foarte bine cu podul de la palmă. Perfect, mai umplem să aibă puțin vârf, da? Să aibă puțin vârf. Perfect, ok, și acum le punem împreună, da? Și încercăm să le unim. Ok. Ok, bravo, acum mă las să te ajut eu, uite. Te ajut eu, trebuie să facem. Așa. Da? Așa. O curățăm bine pe margină, o batem. Da? Și acum încercăm să o desfacem. Acele forme de globuri, da? Acele forme de plastic transparente care se pictează sau se fac globurile de Crăciun. Ei, cu acele forme puteți să faceți aceste biluțe de baie acasă la voi, da? Împreună cu părinții, vă rog frumos, așa, pentru că este așa, foarte, mai foarte pune. Important să fiți supravegheați, așa, da? Mai pune și acasă. Așa. Deci o să vă rog să umpleți foarte bine apasă, formele, cu vârf, să apăsați, da? Și să aibă un pic de vârf, așa. Ok? Ok, cine a terminat, mai punem puțin. Să aibă puțin vârf. Așa, mai. Și încercăm. Dacă nu vă iese din prima, nu vă impacientați, înseamnă că compoziția noastră a devenit prea umedă sau este prea uscată, da? Și încercăm înapoi să facem biluța, da? Ok, următoarea, bravo! La invitația unor învățătoare de la școala gimnazială Mihai Eminescu am avut onoarea să vin să lucrăm împreună cu copiii un cadou mărțișor pentru mame. Cu toții sărbătorim ziua mamei de 8 martie și cred că cel mai frumos și cel mai drăgălaș cadou pe care poate să-l primească o mamă este acela făurit de mâinile micuților ei. Le mulțumesc pe această cale doamnelor învățătoare de la clasa a doua, doamna Cosmina Fărcaș, Corina Crăciunaș, Alexandra Modi și Gabriela Seicheli, care m-au contactat și la îndemnul lor am venit aici. Pe lângă acele biluțe efervescente, cadoul mamelor, am povestit puțin despre proprietățile pe care le are această plantă minunată și anume lavanda, proprietățile uleiului esențial distilat de lavandă și proprietățile celorlalte ingrediente pe care noi le-am folosit și beneficiile pe care aceste ingrediente și acest rezultat biluțele efervescente de baie le vor avea pentru mame. Sperăm noi să le relaxeze, să aibă o zi de 8 martie minunată. Totodată și eu le urez acest lucru, atât doamnelor învățătoare, cărora le mulțumesc pentru invitație, cât și mamelor tuturor copiilor. La mulți ani de 8 martie! Copiii au pregătit pentru mămici mărțișoare muzicale, atât în limba română, cât și în limba germană.
De ziua lor, mamele au primit din partea celor mici cele mai frumoase urări. Mă cheamă Ilinca și am 8 ani. Mama este cel mai frumos cuvânt și cel mai cald gând. Numesc Luca, am 8 ani și mulțumesc mamei mele pentru că m-a lăsat să cresc liber și mi-a respectat și îmi respectă independența. Bună ziua, mă numesc Andrei. Și pentru mine, mama înseamnă oglinda tuturor amintirilor. Mă numesc Sofia și am 9 ani. Pentru mine, mama este zeița primăverii. Mă numesc Carina, am 9 ani și pentru mine, mama înseamnă înger tuturor amintirilor mele. Mă numesc Sonia, am 8 ani și vreau să-i transmit mamei că o iubesc ca îngerul din cer. Bună ziua, mă numesc Antonia și am 9 ani. Pentru mine mama este ca o zeiță a iubirii. Mă numesc Tania, am 9 ani și eu o văd pe mama ca pe un izvor nesecat de iubire. Azi, zilei de 8 martie, eu îi urez mamei mele la mulți ani și multă sănătate și să fie sănătoasă. Mă numesc Maria și vreau să îi urez la mama mea multă sănătate și la mulți ani. Mă numesc Paul și cu ocazia zilei de 8 martie vreau să îi urez că o iubesc și că este blândă cu mine. Cu ocazia zilei de 8 martie îi urez mamei mele la mulți ani și multă sănătate și să mă iubească mereu. Mă numesc Ate și cu ocazia zilei de 8 martie îi urez mamei mele la mulți ani și multă sănătate. Mă numesc Ati și cu ocazia acestei mari sărbători îi doresc mamei mele multă iubire și sănătate și să fie în continuare la fel de iubitoare. Mă numesc Ștefan și cu ocazia zilei de 8 martie vreau să-i urez mamei mele că îi mulțumesc că mă ajută la bine și la greu. Eu mă numesc David Țână și aș vrea să-i urez mamei mele la mulți ani și sănătate și vreau să mă iubească mereu și vreau să știe că eu îi iubesc mereu și să nu se supere niciodată pe mine. Cu ocazia aceasta specială de 8 martie, vreau să îi urez mamei mele la mulți ani și multă sănătate. Mă numesc Dara și vreau să îi urez la mama mea că o iubesc foarte mult și îi mulțumesc că mă ajută la bine și la greu. Mă numesc David. Cu ocazia zilei de 8 martie îi urez mamei mele multă sănătate și vreau să îi mulțumesc pentru că mă ajută la bine și la greu. Mă numesc Ianis și mama mea este frumoasă, grijulie și deșteaptă. N-aș vrea niciodată să ies din brațele mamei mele. Mă ajută atunci când mi-e greu, la mulți ani. Cu ocazia zilei acestea speciale, vreau să-i urez mamei mele la mulți ani, multă sănătate și este foarte frumoasă.
ocazia Zilei Internaționale a Femeii, vreau să-i urez mamei mele că nu există una mai, o altă mamă mai bună decât ea. Cu ocazia sărbătorii de 8 martie, îi urez mamei mele multă sănătate și nu există nici mamă mai perfectă decât ea. Cu ocazia zilei de 8 martie, eu îi urez mamei mele fericire, sănătate și să se bucure de tot ce iese în cale. Pe mine mă cheamă Paul Mureșan. Vreau să-i urez mamei sănătate, fericire și să împlinească toate dorințele ei. Mă numesc Lois. Dragă mamă, cu ocazia de 8 martie îți urez multă sănătate și să ai parte de tot ce îți dorești. La mulți ani! Mă numesc Raul și cu această ocazie de 8 martie îți doresc multă sănătate și vreau să spun că îți mulțumesc că ești lângă mine la bine și la greu. Mă numesc Cristiana. Cu ocazia zilei de 8 martie îi doresc mamei multă sănătate, spor la muncă și la mulți ani. Mă numesc Paraș Alicia. Cu ocazia zilei de 8 martie îi doresc mamei mele multă sănătate și multă iubire. Mă numesc Antonia și cu ocazia zilei de 8 martie îi doresc mamei mele multă sănătate și la mulți ani. Cu ocazia de 8 martie îi urez mamei mele multă sănătate și iubire. Mă numesc Luca. Mă numesc Emma. Cu ocazia acestei zile de 8 martie vreau să-i transmit mamei mele multă sănătate, să-i se împlinească toate dorințele și să aibă ce vrea în viață. Mamei multă sănătate, fericire și să fie alături de noi, toată familia. Eu îi urez mamei de 8 martie să aibă sănătate, fericire, iubire și dragoste. Eu îi urez mamei mele multă sănătate, iubire, fericire, tot ce își dorește și să fie alături de noi. Mă cheamă Talpoș Nathan și îi urez mamei mele să aibă o viață lungă și multă sănătate. Mă cheamă Matei Efraim și îi urez mamei mele să fie fericită, să fie alături de noi mereu și îi mulțumesc foarte mult că ne-a crescut tot timpul, că ne-a crescut și ne-a ajutat când aveam probleme. Pe mine mă cheamă Maria Cepe și îi urez la mama o fericire cea mai mare.